Bună dimineața, dragi oameni frumoși, și bună să vă fie inima! Videoclipul de astăzi, dragi oameni, vreau să începem cu un story scurt, dar să trebuie și o trapă asta. Ia-o în jos, a fumat acestei. Mai fumează lumea, mai bea cafele să mă troglodește, uite ceva. Dragi oameni buni, v-aș invita, dați un like puternic de tot. N-am filmat un trag vlog din ăsta de și nici măcar car vlog și nici măcar nimic de ceva bun timp. Am vreo bebie 5 zile, să fiu sincer. Perioada în care n-am făcut altceva decât să investesc în mine pe alte planuri, în ceea ce reprezintă evoluția speciei umane, adică persoana mea, adică eu. După cum vezi, sunt pregătit cu căști, le bag pe urechi și care este uinul. Am agenda aici, am promis 100 de cărți anul ăsta. Sunt pe drumul cel bun, am momentul de față vreo câteva, am zis că să-mi le notez aici să nu le uit, să-mi dau seama cam câte mai am și cât mi-am decidit. Asta nu că ca target să fie minim 100, dacă s-ar de 100 nu e nicio problemă, că nu mă deranjează cu absolut nimic. Careva să zică și cu ce te ajută. O să fac un episod special pentru tema asta, dar să fie vorba despre altceva în episodul de astăzi. E cald afară, e sâmbătă, bine că prinsă-i job și astăzi. Vreau să vă deranjez cu un story astăzi prin care să vă spun că nu este bine să gândești în halul ăsta. V-am mai spus, eu mai duc pe la saună. La saună e și sală, și la sală e și bazin, e și jacuzzi, sunt și mai multe chestii. Și acolo, când stau la jacuzzi, mă întâlnesc cu fel și fel de oameni. Nu neapărat că mă întâlnesc eu, că ne întâlnim acolo. Și nu neapărat că ne întâlnim, că mai mult zi. Unii se duc acolo ca să mai socializeze, se mai creează și prieteni, se mai nu știu ce. Acum ceva timp vă povesteam despre un om care tot timpul zice că a slăbit, că a slăbit. Toți noi la bază să știți că avem o atitudine mai mult sau mai puțin dezvoltată. Nu atitudine, că altul este cuvântul. O latură mai puțin sau mai mult dezvoltată în ceea ce reprezintă a citi oameni. Adică te uiți la mine așa, când te uiți la materialul ăla, să încerci să-ți dai seama. Și în funcție de cât de inteligent ești, îți dai seama, îți faci o părere despre mine. Dacă calitatea intelectuală a unei persoane este slow, este mică, lista lui de valori este mai mult bazată pe aparențe. Adică cum arată persoana, nu neapărat ce zice, ce face, cum arată, cum este îmbrăcat și gata. Mi-am luat punctele esențiale și gata, nu mi-a dat nicio șansă. Ce? Dacă calitatea ta intelectuală și lista ta de valori este alta, probabil stai și ascultă o poveste de la sfârșit, la capăt până la sfârșit, tragi o concluzie, lași un comentariu inclusiv, adică spui o părere despre ce s-a zis aici. Da? Cu funcție de fiecare, la ce moment al vieții ești, înțelegi, unii sunt mai bătrâni mental, alții, eu am îmbătrânit tot așa. Dacă am început să citesc cărți și am început să asta, înseamnă că pofta mea de cunoaștere este ridicată. Acum nu pot să spun ce caută fiecare, depinde de la om la om. Anul trecut nu eram ca anul ăsta, așa că asta am început cu gândul că decât în cazul în care ești pregătit să vrei mai mult, atunci o să-ți dai o șansă ție, o să cauți mai mult și o să fii pregătit. Că dacă nu, poate să vină către tine cât vrei tu, că nu o să-i dai nicio șansă, pentru că nu ești pregătit să primești. Scurs și pe doi. Bun. Am spus de persoane care la un moment dat zicea că slăbește pe fiecare zi și că omul arăta cam la fel tot timpul. V-am spus. Despre cam tot aceeași persoană este vorba, la bază. Dar ți-o cum s-a zgâriat GPS-ul ăsta, noroc că am lăsat folia. I-am pus asta aici pe colț ca să nu se dea folia jos și ca să îmi țină folia. Și e o chestie foarte bună, adică în timp chiar își face treaba de acum, dar păi în timp. Până aceea așa să stea și el în parbriz, să... Am și eu pe cineva care stau vorbă, gen. Deci omul era ieri când am zis eu la asta, am surprins o discuție, ajung eu la sală, mă duc cu fiul meu am fost cu fiul meu la bazin, l-am lăsat cu amore și m-am dus eu la saună acolo, știi? Și acolo la saună, dragi oameni buni, era el cu un rând de oameni cărora le povestea ceva, știi? Și el este genul de om care încearcă cumva să acapare discuția. Dacă discuția vine către el, cumva îl văd cum se mândrește că a atras atenția tuturor oamenilor. Nu spune chestii foarte interesante, pentru mine cel puțin, dar na. Atât cât îi acaparează, îl văd cum strălucește. Îl văd cum încearcă să fie smart, să încearcă să pară smart, să nu știu ce. Acum, pentru, depinde și pentru cine. Pentru mine unul nu. Am desprins vreo câteva discuții cu el în care eu mi-am tras propria mea părere și nu prea mă înșel în ceea ce reprezintă oamenii. Și dacă te văd odată, după modul de mers, dacă vorbesc o dată cu tine, fără să intrăm deep în subiect, îmi fac o părere și nu prea mă înșel la oamenii, ca faptul că mie îmi place și psihologia umană, mă mai arunc și pe acolo, limbajul trupului, iar Swada Agaki, găsiți pe YouTube niște
tipsuri cum ar veni. Prin discuția de la un moment dat care zice că tot despre limbajul trupului vorbea și el și că pe el nu-l înșeală și că a mers la un interviu la firma la care lucrează el pentru o mărire de funcție. Dar în urmă cu ceva timp îl aud vorbind despre job și părerea lui despre job era în felul următor. Dacă lucrezi pentru o corporație cum lucrează el, singura soluție prin care să reușești este să ajungi ultimul la muncă, să faci cât de puțin și să pleci primul de la muncă. Asta era rețeta după care el gătea. Și dacă gătești după rețeta asta, n-ai cum să ajungi bine niciodată. Din punctul meu de vedere și în momentul în care gândesc acum, n-am gândit la fel o viață întreagă, dar dacă gătești, mamă, cum mă duc să în jos să mă bată, mă. Dacă gătești după rețeta asta, din punctul meu de vedere, n-ai cum să faci mâncare bună. Din ce cauză? Din cauză că tu te sabotezi din punct de vedere și pe planul că pierzi din esență evoluția ta, adică skin-urile tale. Cu cât încerci să faci cât de puțin, cu atât te cumva te închizi într-o bulă și n-ai vrea să faci nimic. Fiecare care vine cu un job către tine, ai ocazia să te ceri cu el din cauza asta. Și nu lucrezi eficient cu oamenii din jurul tău. Nu evoluezi, nu lucrezi eficient, la un moment dat tot se prind că n-ai cum să ajungi mai sus pentru că nici nu dezvolți skin-uri. Tu refuzi practic evoluția și dacă refuzi evoluția, vă dați seama, nu ai cum să ajungi departe, din punctul meu de vedere. Creându-mi eu părerea asta despre omul nostru despre care vorbim astăzi, bine, nu este vorba despre la bază, este vorba despre un personajul ăsta, zic așa, că n-am eu treabă cu lumea, gen. Nici nu m-am băgat în discuție, că puteam să mă contrazic cu el, o să vedeți și în punctul în care ajungem să tragem și voi o concluzie. Mamă, ăștia încă sud din n-am uitat să le scodeați. Mai rău să dau vina pe a mea? Pe amore? Și să sun să fac circul lumii cu ea? Vezi de treaba ta, bă. Bun, astea fiind spuse, dragi oameni, bun, intervin, ajung eu în saună în punctul în care el ne povestea nouă cât știe el să analizeze limbajul trupului. Adică, mă duc că persoana aia care îl intervieva pentru o mărire de funcție în firma la care lucra, stătea așa. Și că el cumva a dedus din asta că persoana care îi ia interviu este cumva neinteresată de el. Se poate interpreta și așa, adică e pe undeva, poate fi ăsta un semn din care să trage o concluzie. Înțelegi? Deci se poate interpreta și așa situația, dragi oameni. Adică când cineva nu pare happy să discute cu tine, vreau să-mi cer scuze că sunt de acasă la următorul cadru din cadrul, că virgulă camera și alte eroare de card, trebuie să formatez cardul și mi-a anulat vreo două cadre foarte esențiale. Dacă le puneam așa, nu puteam să înțelegeți absolut nimic. Deci trebuie să spun că se poate interpreta din imbajul trupului și asta că nu ești... Se poate observa dacă ești interesat sau nu de discuții. Bun, de interviu sau de persoana cu care vorbești. Acum, dragi oameni buni, stau eu și mă gândesc așa, zic, da. Și eu am studiat așa, o leacă, și da, mi se lega și mie un pic, cum ar fi. Între care, el ne povestește nou că l-a învățat cineva să ceară dovada interviului, înregistrat audio, și ca la un moment dat, când se satură de firma respectivă, ce să crezi? Să-i dea în judecată și să ceară daune morale de 30.000 de lire pe motiv că i s-a distrus cariera și că l-au făcut praf emoțional și că nu mai poate lucra și că nu mai poate... Într-o oarecare măsură, legea din Anglia este cumva ajută foarte mult omul de rând și cam ține palma, știi? Ca să vă gândiți și voi la ce nivel de gândire ajungem și cumva omul nostru, personajul nostru, se bătea cu pumnul în piept că majoritatea oamenilor din țara asta, din Anglia, nu știu legea și că așa trebuie făcut și că așa nu știu ce și că așa nu știu cum și că cumva punea, bă, ce proști sunt ăștia care nu știu legea, proștilor, că uite, eu știu legea și fac bani și că să mă duc, după ce asta îi dai în judecată, îi duci în instanță și le cer daune morale pentru că s-au distrus cariera 30.000 de lire. Pe o bună parte din cei care erau în saună i-a acaparat, că vedeam cum se uitau, știi? Pe mine, să fiu sincer, în prima instanță m-a uimit. Nu eram de acord din prima cu ideea, dar în prima instanță m-a uimit și... Am stat și m-am gândit o bună parte, o bună perioadă la chestia asta. Bine, mă uitam așa la el cum asta și acolo, în sală fiind, vine încă o femeie care a fost abuzată de
managerul ei. Adică povestea aia cum s-a culcat cu el, cum nu știu ce, și că ăsta devenise cumva la un moment dat agresiv cu ea și chestii de genul. După faza când ea îi povestește lui ăsta, nu vă închipuiți că el părea omul de asta vrea, adică de a acapara atenția, se ducea ăsta la dușul rece afară. Venea asta după el, că asta vrea informație și el pretindea a ști legea, știi? Și cumva acaparat omul, asta avea probleme, asta mergea după el, făcea ăsta dușul cu apă rece, venea și ea după el, îl ținea de taină. Era un fel de Bubi și câine lui. Din my point of view. Pentru o bună parte din oameni, eu zic că, bă, bravo, foarte bine, dă-i în sânge. Și dacă vorbim despre varianta mea de acum câțiva ani, inclusiv eu pot să zic că la momentul ăla, da, te luam în calcul și spuneam, da, bă, bravo, bravo, da, e cineva omul, bine că știe legea, legea te ajută, faci dregi, faci tu dregi tu, știi? Ha, mă, tot ce trebuie aici, merg, lumini, merg tot ce asta, știi? În momentul ăla, dacă mă prindeai în momentul ăla al vieții, spuneam că, bă, da. Ce să te faci cu mine acum, că m-am apucat să citesc cărți, am schimbat atitudinea pentru că mi-am dat seama că nu reușesc cu modul în care gândeam, adică să mă lupt cu agențiile. Agenții care mă foloseau și care mă plăteau mai mult în perioada în care era de muncă, mă plăteau mai mult, după aia probabil ori mă lăsau, ori nu mă mai chemau la muncă deloc, ori mă certam cu ele și trebuia să găsesc alt loc de muncă, ca să descoper tot în timp. Și după am schimbat atitudinea, ca să descoper faptul că practic lipsa mea era o lipsă de apreciere, nu neapărat o lipsă de bani, și luptam în sensul ăsta din cauza faptului că eu la bază emoțional eram afectat pentru că nu eram respectat. Eu credeam că nu sunt respectat, credeam eu despre mine că sunt folosit și că trebuie să folosesc la rândul meu. Deci ideea la bază era faptul că eu mă simțeam folosit, aia era cea mai mare problemă, știi? Și totodată, simțindu-mă folosit, aplicam aceeași tactică în a încerca să folosesc la rândul meu, pentru că în asta credeam. Vezi cum gândești așa, aia atragi cumva, gen? Și acum, dragi oameni buni, care vreau să zic că, bă, și ce a făcut omul rău în chestia asta? Că a făcut bine, nu a făcut rău deloc, adică practic oamenii au distrus cariera. Da, tot oamenii ți-au pus pe masă poate că zeci de ani. Știi? Bun. Să ne presupunem că da, pleci din firma D, îi dai în judecată și le iei 30.000. Care ar fi varianta cea mai nasoală. Când gândești așa, gândești rău și atragi rău. Când gândești sub fight, o bună parte de oameni care erau poate că acolo la sală spuneau, bă, foarte bine, știe legea. Da, dar pentru mine a ști legea înseamnă un avantaj, de ce să nu-l folosești pentru a crea ceva, de ce să folosești faptul că tu poate că ești inteligent, da? Într-un scop negativ, că ăsta e un scop negativ. Cauți luptă cu un om care a muncit la un moment dat în viața lui și a făcut și sacrificii și a creat o firmă prin care ți-a dat să mănânci probabil 10 ani și acum tu vii să ce? Gen, să ce? Nu prea are logică, gândirea asta sub formă de luptă nu prea are logică. Dacă capacitatea ta mentală este una bună, dezvoltată, etc., de ce nu o folosești inteligent? La modul la care pune mâna și creează tu ceva, să nu mai stai angajat și să vedem dacă ideea ta funcționează. Adică să vii ultimul la muncă și să pleci primul de la muncă. Înțelegi? Deci practic vorbi despre oameni leneși la bază, oameni care vor să fie șmecheri. Cred că sunt smart, dar acel smart îl folosesc total greșit, care nu-ți aduce nimic. Și ne închipuim în cazul în care, na, ar pleca mâine, i-ai dat judecat, ar lua 30.000. Dar următorul job la care vei aplica te va întreba de referință. Ceea ce oamenii nu au gândit după, să gândea că acolo s-a terminat pentru foarte mulți povestea. Pentru foarte mulți s-a terminat povestea în punctul în care a făcut 30.000. Că mulți oameni, pentru ei decât chestia de a face bani este importantă. Gen, știi? Nu neapărat și de a cheltui bani. Foarte mulți vor foarte mulți bani și citeam în ce carte, mă? În ce carte citeam? Da, tot în Rich Dad Poor Dad, citeam în felul următor că oamenilor săraci, deja prea de-aia, mi-am pus oricâți bani le-ai da,
Pentru că problema lor este în felul următor: nu au educație financiară. Neavând educație financiară, ideea de a le oferi bani mai mulți doar agravează problema. Din punct de vedere al faptului că cheltuiesc mai mult și poate că intră mai multe datorii din cauza faptului că îi generează mai mult. Știi, se gândesc la urma viitoare, oricum vin mai mulți bani decât înainte, pot să fac o datorie mai mare. Și din datorie în datorie ajungi în punctul în care fac datorii mai mari pentru că ai salariu mai mare decât înainte. Deci nu rezolv problema așa. Gen. Acum, dincolo de faptul că faci 30.000, ce urmează? Să presupune că la 30.000 la ăștia, ba, te bucuri cu prietenii tăi, bei o bere, mamă, cine sunt eu, fac drept, da, în fine. Următoarea fază e în felul următor: unde te angajezi? Pentru că o să ceară referință într-un job bun, într-un job cum era el pe la birou, din ce am înțeles eu, că știa legea și că gen chestii tristia, apar n-am. Probabil și mai mult decât sigur se cere referință, cum nimeni nu te angajează. Pe mine nu mă angajează nimeni și pe unde m-am dus am făcut treaba. Ca să vă gândiți cum funcționa sistemul ăsta englezesc. Chiar dacă tu te poți gândi că bă, mi-ai distrus cariera, că așa ar fi legea, te gândești într-o oarecare măsură ca urmăritor, poate că mă urmărești din România, zic, uite eu cum pun ăștia în Anglia problema. Că a distrus cariera din cauza că nu i-a acceptat interviu, din cauza faptului că nu i-a oferit un motiv bun întemeiat. Știi? Doar dacă îi oferea un motiv prin care să zică tu ai primit scorul pentru acest interviu 90 și o altă persoană care a primit scorul pentru acest interviu 95. Știi? Dar doar din cauza faptului că nu a fost justificat motivul pentru care a fost respins la interviu, poate fi considerat faptul că nu ai vrut. Gen că ești rasist, că ești etc. Gen, acolo se caută mai multe motive. Și poți cere daune pentru că ți-a distrus cariera. Care va să zică, bă, ce legea ăștia, știi? Într-o ordine de idei, dar din altă ordine de idei, următorul job în care aplici, se cere referința. Nu te angajează nimeni așa, nu mă angajează pe mine și mi-am făcut treaba pe unde m-am dus, etc. Sunt friendly cu... Plus că fără referință, plus că fără cercetare. Acum, pentru mulți s-a terminat discuția acolo, a făcut 30.000, dar consecințele care urmează de aici încolo sunt mult mai devastatoare decât 30.000. S-ar putea să nu te mai angajeze nimeni pe profilul tău, pentru că oricum oamenii aia, când ai spus că ai experiența de în domeniul de, trebuie să spui că ai lucrat la firma de. Și se va suna la firma de și se va cere o referință, adică omul e bun sau nu. Și când vei primi referința de, știi oameni care n-au reușit să mute din casă pentru că n-au reușit să ia următoarea casă în care se mute din cauza faptului că proprietarul nu le-a dat o referință pozitivă. N-a vrut să le dea referință deloc, adică din cauza faptului că nu au vrut să-i piardă. Sunt foarte mulți oameni buni în țara asta, cum aș fi eu unul, mă consider. M-am mutat în casă și n-am plecat de acolo 5 ani. Sunt oameni care stau două luni într-o casă, două luni în alta. Și nu-ți convine ca om care aia o casă să bagi azi pe unul mâine pe altul, gen, știi? Și nu vrea să te piardă. Ai plătit tot timpul la timp, nu vrea să te piardă ca chiriaș. Și nu-ți dă referință și automat ca celălalt nu te... Cumva nu... Ar vrea o referință, să te mute cu referință la el în casă, că se gândește că vrea un om bun la el în casă. Acum tu, schimbându-ți jobul, ai nevoie de referință. Problema intervine când singura ta referință de vreo 5 ani e de la firma D și e pe domeniul D și nu te angajează nimeni fără să primești o referință. Și acolo este punctul în care se agravează problema. Din cauza faptului că tu depinzi de referința aia și s-ar putea să nu mai găsești pe domeniul tău pentru că depinzi foarte mult de referința aia. Și ești atât de leneș încât crezi în locul de muncă că trebuie să vii ultimul și să pleci primul și să nu faci cât de nimic și problemele se agravează, dragi oameni. Din punctul meu de vedere, această atitudine se poate interpreta în felul următor. Să deșvând cu leșfurtună. Deci, de foarte multe ori în viață ai impresia că o persoană este foarte smart, dar nu este mai deloc smart din punctul meu de vedere să faci chestii de genul. Mai degrabă, aș putea să aplic teoria care o folosesc eu în momentul de față, să fii friendly, să-ți demonstrezi loialitatea și seriozitatea în ceea ce reprezintă lucru cu cineva, să faci favoruri și să primești oportunități.
Adică am lucrat săptămâna asta o noapte, dar am primit sâmbătă și duminică, care din două zile astăzi... Warning, 14 foot zero height restriction and half a mile on Vicarage Lane. Îl știu, e în dreapta încoa. S-ar putea ca în astea două zile să fac 400. Din cauza că am acceptat să și sacrific. Este vorba despre o inteligență din punct de vedere a lucra cu oamenii. Și asta ți-o și dezvolți în timp. Încercând o atitudine și vezi că nu funcționează, ar trebui să schimbi ceva. Cum am făcut eu asta cu vlogurile. Nu o să mai fac de două vloguri pe zi și o să încerc să fac vlog. Stai mă că gata, e trecut golful pe dreapta. Hop. Cum am făcut eu cu asta cu vlogurile. Am ajuns în punctul în care să cred că muncind foarte mult este o parte leneșa mea. Și că Dumnezeu ne-a creat o gură și două urechi din cauza faptului că vrea să ascultăm mai mult decât să vorbim. Cred că am vorbit suficient foarte mult și ar trebui să investesc mai mult timp în ceea ce reprezintă a investi în mine, gen. În momentul de față citesc 7 Habits of Highly Affected People. Sper să o termin astăzi. O să mă uit în rubrica comentarii ce părere aveți voi despre atitudinea asta în ceea ce reprezintă locul de muncă, dar eu cred că nu ai win. Mai degrabă ai win și tot timpul eu am crezut în latura asta umană, cumva e și o inteligență în a lucra cu oamenii. Sunt inclusiv cursuri la care se... roșu, curaj și luminează, mă bată. Inclusiv, nu știu ce au pus și așa semaforul ăsta, uite, mai trece ăsta în stânga, da. Să întreci până la sens colo, să poți să faci aici, da, e ceva. Dacă mai pune încă un sens aici, era mai bine, dacă e. Sau, îl anulezi pe radicul și îl pui pe ăsta acolo. Știi? Și faci doar unul. Și e... e bine. Mai consum, nu mai consumi niciodată curent. În 2 ani de zile scoți banii pe lucrare numai din când consum curent aceea așa și sisteme și nebunii. În fine, dragi oameni, cam atât vreau să spun pentru videoclipul de astăzi. Da, vreau să mai spun o chestie, că există o inteligență în a lucra cu oamenii și de obicei genul de oameni ca și cum probabil dezuseră și voi asta din vlogul de astăzi. Cum s-ar spune, trebuie să lucrezi hard ca să iei o mărire, să ajungi să evoluezi, să ai un skin, să... pentru că doar așa. În altă ordine de idei, faptul de a lucra cu oamenii îți aduce foarte mult richness în viața ta, din cauza altului că este stic vorba despre atunci când te ceri, numai te ceri, te otrăvești, părerea mea. Sinceră și personală, cearta e o travă curată. Pui o travă în tine. De fiecare dată când ai făcut un lucru rău, tu conștient îți dai seama că ai făcut lucru rău. Ți-ai dat seama. Ei, hrănești partea aia, latura ta aia rea și la un moment dat te otrăvești pentru că de ce? Pentru că ai acceptat să pui o travă în tine zi de zi, câte un pic, câte un pic, până ai creat oameni care au, până ai creat o fabrică de o travă în capul tău atât de mare încât arăta o travă încât trebuie să o elibereze. Gen, cu cât ai început să-ți anulezi chestiile rele pe care le faci ușor, ușor, ai o fabrică de zahăr, aș putea să zic în tine. Cam atât vreau să-ți spun. Dacă v-a plăcut vlogul de azi, vă rog să dați și voi un like, o să mă uit în rubrica comentarii ce părere aveți. Mă întorc la cartea mea și nu știu dacă o să mai pun vlog în fiecare zi. Cred că eficient ar fi să pun vlog în fiecare zi, dar niciodată 2-3 vloguri pe zi. Asta nu e o muncă eficientă, totodată este o lene. Din ce cauză? Că în loc să mai crezi în volum, ai putea să o arzi mai smart și mai eficient. Adică să lucrezi mai puțin, să investești mai mult în tine, alte skin-uri și alte calități îți poți adăuga în așa fel încât să fii mai plăcut oamenilor care te urmăresc, etc, etc. Cam atât vreau să vă deturați, dacă considerați că vlogul ăsta n-a fost suficient, aveți un altul, vă apare pe aici pe ecran. Dacă vreți să vă abonați, apăsați și voi clopoțelul, v-aș mulțumi anticipat, dați like și follow pe Instagram în cazul în care vreți să stați la curent cu ce mai fac zilnic, mai pun câte un story pe Instagram pe acolo, câte o poză, câte una, câte alta. Stimă vă, vă doresc o zi minunată!